bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, pare după așa. Hai să vedem și noi ce e aici, ce se mai lucrează, vă faceți cu balustrade, ceva, nu știu. Balustrade, ceva, copii, pizze, nu știu, nu știu, vom vedea. Hai, deocamdată mergem să vedem ce e. Ok, bă, am pierdut un puf la, la valieră, da, la cam unul. Am unul. Păcat, bine că la n-am și cu celălalt, cu mine. Știi, trebuie să caut un puf de la valieră. Când mă duc, cred că la mă duc când am eveniment, la, mă duc la, mă duc la eveniment la București, poate mă opresc undeva și iau un puf. Mă duc la E64, văd, nu găsesc un puf. Cred că mai mult din 50-60 de lei nu cred că e puful. Știi? Am mult de 30-40 de lei un puf. Da. Da. Ah, ce frumos e afară. La Piatra Neamț, la sora mea pe acolo, o fugă, sora mea că ninge. Plouă, nu ninge, mă scuzați, plouă. Că ninge. Uite, ce coflene eres. Ninge. Da. Hai să mergem, vedem cu noi, ce mai e prin oraș. Am fost puțin pe la țărănoaia. Și acum am ieșit și o să văd și eu ce mai e prin oraș, ce mai... Ce se mai lucrează, ce se mai învârtic. Văd că de lucrat, da-ia chiar, bă, o leacă. Ia chiar o leacă să arăt. Da, hai să vedem. Hai să vedem și noi cum arată parcarea subterană. Ia chiar, mă, să ne uităm și noi, să vedem cum arată parcarea subterană. A, uitat-o. Credeam că va fi intrarea pe undeva. Trebuie să fie undeva, undeva pe intrarea. Unde e intrarea? O stricat atâta mai garajele. Că erau pe aici. Și nu știu unde va fi intrarea. Ca să nu din un pasaj. Cât tot mai ridici? Cât o să mai fie oare ridicarea? Bă, nu înțeleg nică. Din tot sistemul lor. Nu știu, bă. Cu nebunia asta a lor. Nu știu. Băi, vom vedea, vom trăi și vom vedea. Ce o mai fi, ce, ce vor să realizeze până la urmă. Că a fost o... surpare de pământ pe aici. A fost o leacă cam complicat. Bă, dar miroase și urât în zona asta. Miroase a canalizare. Dar canalizare din aia, așa, bombă. A canalizare din aia, bombă, așa. Da. Nu știu de unde va vine mirosul ăsta așa ciudat. Nu știu de unde. Dar văd că e făcut... Ce-s cu astea, mă? Ce-s cu prostiile astea? Să stai pe ele? Ce-s chetroaiele astea? Nu înțeleg ce-s cu chetroaiele astea pe aici. Yeah.
înțeleg ce o fi cu chetroaiele astea care sunt montate, scoase, învârtite. Nu știu ce-s cu ele. Da? A, în fine. A uitat-mă și pe mine. Aici. Pe meterezuri cu băi Pavel Coșa. Hai să vedem ce face el altă. Cât de cât arată un pic, un pic frumos, să zicem. Sanche, un pic frumos. Da? Măi, wow! Nu-i wow, cum mă așteptam. Da. Bă, e frumos afară. E bine, e cald. Sunt fac și verde. Dumnezeu, am. Dar nu știu ce o mai... O mai măcilărit ăsta pe aici. Cu cățica asta. Nu știu. Puțin. Și pe aici vrea să o iei pe Ștefan cel Mare. Ia. Doamne, stau la Ștefan cel Mare. Poți fără făcutul. Care-i treaba acum? Ați nebunit acum? Iar o lua și strica străzile. Mai opriți-vă cu... cu demolările voastre, cu toate nebunile voastre. Mai puneți voi o pauză, nenică. Că de acum ați luat-o chiar pe ulei. Vorbesc serios de acum. Da? Păi, au poata asta. Nu o dăm funcțiune. Acum așa vii Cramul Bacăului. Vedem dacă se organizează Cramul Bacăului. Că acum trebuie să se organizeze Cramul Bacăului. Că s-ar putea să nu mai fie domnul Lacian Stanciu Viziteu. Poate, nu o să mai fie el. Fie și mai bine. Că dacă nu o să mai fie el, o să fie altceva. Adică o să țină și festivalul ăsta a zilei Bacăului, o să țină și Cramul Bacăului, ca lumea cum trebuie. Păi? Și cu mașinuța asta, bă, ciudată. Azi, că-i carp. A, uite, mașinuța de tonco-tronco, este tamponez pe aici. Mișto. Da, uite, roata, dacă ar merge roata, ar fi bombă dacă ar merge roata. Ar avea client prelele lovitura. Da. E cam cald afară. Da? Lumea stă la umbră. Mergem și noi să vedem ce mai e prin oraș. Da, aici lumii, catedrala. Trebuie să vedem.
Ia să vedem. Au ce liberi pe aici frumos. Stă lumea la umbră. Da. Ia uite. Uite, fătucaia și frumoase. Băi, n-aveai treabă cu el. Deosebit. Eu l-am putat pe ești, cum era eu în timpul ăla. Ia să vedem. A, ce frumos e. Hai să mergem un pic pe altă noi. Da. Hai să vedem. Bă, ăștia strică într-una, bă. Domn primar, ce-ai stricat aici? Chiar era bine? Străci ca să ai ce pune la loc. Ce li da de muncă la pakistanej? Ce li da de muncă la pakistanej, nu? Da, ca altceva n-ai. N-ai mai găsit. Asta bine l-ai făcut, ai făcut modernizare pe el, ai trecut cu pistă, cu creion și acum l-ai stricat. Da, frumos. Frumos din partea ta, domn primar. Știi cum e? Repar, faci bine și după aia dărâm. Hai să vedem să vedem strada. Fică. O, ia uite ce frumos în oraș. Bă, de dragul de a rămâne în oraș, de a ieși. Bă, Bacău într-un fel, dacă ar fi să o să o împărea despre Bacău, să zic 70% din Bacău îmi place. Ca o piste, o ce piste frumoasă, se vede mișto, de la distanță. Mai vezi din când în când, cât e un biciclist. Da, varianta aia când au fost mulți bicicliști, ăia i-au adunat domn primar. Am zis că domn primar i-ai plătit ca să ați copiii lângă tine. Te plimbi cu ei? Cred că da, eu așa zic. Altă variantă n-ai. Cum? Că ai atâta copii. Știi? Da? Care-i cu aleluia? Mă duc un pic cu ochii. Hai să vedem ce mai prin centru. Da. Deci, nu m-am dus pe locul de acolo. De ce nu m-am dus? Prostii? Eu am făcut așa, mai spart. Uitați-mă. Așa, m-am dus până la mașină. Am copii cu trotinete.
Nu mi-a plăcut, mi-a trotineta nici electrică nu mi-a plăcut. Știi? Nu mi-a plăcut trotineta, nici electrică nu mi-a plăcut. Că acum s-a dat o lege ca trotinetele să aibă număr de matriculare. Trotinetele acum. Da? Vom trăi și vom vedea. Dacă trotineta va avea număr de matriculare. Îi obligă pe șoferi, pe posesori de trotinete. Da. Oameni buni. Hai să vedeți mai prin oraș. Uite apa acum, ce frumos. Asta e cum merge. Da, cum merge, nu fac. Asta e cum face. Mă, ce copchile ăștia, ce... Bă, bubuiele au. Ce să le duceau. Copchile astea la vârsta asta, la 16-17 ani, arată bombă. Uite bă, au montat floricele. Ia uite, au montat floricele, dar sper să nu știe ele, să le vudi. Nu le este așa. Piesele și uite. Dacă tot le-au montat, le-au pus floricele, le și uite. Să le și ude, nu să le lese acolo neudată să o filească. Știi? Știi? Nu le lese neudate. Uite, montată tot orașul, flori din astea. Știi? Le pune clau să se ude, le ude. Hai să ne dăm loc la o partiță cu băieții, cu bicicletele. Au, ce frumos e. Spațiu verde. Au, ce frumos e. A, uite, l-am văzut. A, uite-l pe girafa asta. Pe domnul Michael, mă scuzați. A, uite.